Dacă ar fi să ne luăm după numărul celor care au ajuns la urgențele Spitalului Județean, putem spune că sucevenii nu au ținut cont de recomandările medicilor de a nu se înfructa din plin din bucatele de pe masa de anul nou. Au mâncat mult atât cei care nu au probleme digestive în general, dar și cei care suferă de anumite afecțiuni, ce intră în contradicție cu consumul în exces de grăsimi. Mulți dintre ei cu afecțiuni digestive, neurologice, cardiovasculare acutizate. Cei cu afecțiuni digestive, în principal în urma consumului în exces de alimente de sezon, mare parte din ei au plecat acasă cu recomandări medicale, unii au rămas internați în secția gastroenterologie și 2 sau 3 în secția chirurgie. Un alt fenomen întâlnit cu preponderență în ultimele zile a fost consumul excesiv de alcool, iar din acest motiv 3-4 persoane în fiecare zi au ajuns la urgențe cu intoxicație etilică. Potrivit doctorului Tiberius Brădățan, aceste persoane au fost transferate la secția de neuropsihiatrie a Spitalului Județean, unde au și fost internate. Doctorul Brădățan ne-a mai spus că peste 75 de suceveni în fiecare zi ajunși în UPU au suferit diverse traumatisme după ce au căzut pe gheață. De asemenea, mulți dintre ei au putut fi externați la domiciliu după aplicarea aparatelor gipsate, dar a fost nevoie și să fie internați câțiva. Cei care au rămas internați erau de obicei vârstnici cu traumatisme de șold sau de gambă, fracturi destul de urâte.